O să vă dau citire proiectului de ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 aprilie 2013. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe anul 2013. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din fonduri proprii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe anul 2013. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea în vederea constituirea asociației de dotare. Acesta e o fiind inițiator, îl retragem, deoarece nu întrunește condițiile, deoarece s-au modificat anumiți parametri în interiorul statutului. Îl retragem pentru rediscutare cu partenerii și o să-l propunem în altă ședință. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice a investiției supraînălțare și refacere infrastructură drum DG 222N, kilometru 4 plus, minus 11 plus 00. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 148/2011 privind aprobarea proiectului reabilitare și modernizare Spital Județean de Urgență Tulcea. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru Camera Agricolă Județeană Tulcea. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea și a Clubului Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții casă de tip familial pentru copiii cu dizabilități. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 din 30 aprilie 2013. Proiect de hotărâre privind modificarea 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 15 din 607/2012 prin desemnarea reprezentanților județului Tulcea în adunarea generală și Consiliul de Administrație din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru situații de urgență. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului implementarea sistemelor integrate de e-taxe, payments, aveți grijă, și e-guvernare, precum și a asigurării conexiunilor la broadband pentru comunele din partea de nord a județului Tulcea. Proiect de hotărâre 13 privind aprobarea proiectului Sierra 1, implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemului informatic integrat registru agricol electronic. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sierra 2, implementarea la nivel județean a sistemului informatic integrat registru agricol electronic. În afară de ordinea de zi, mai sunt încă 5 puncte. 15. Și v-aș supune aprobării dumneavoastră, introducerea lor în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Moscu Doru. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 15 privind constituirea Comisiei pentru verificarea și avizarea documentațiilor privind stabilirea și evaluarea terenurilor deținute de asociații comerciale, de societățile comerciale cu capital de stat la data înființării lor, cu modificările ulterioare. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea 105/2009 pentru aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și amenajarea teritoriului emitentă a avizului unic al Consiliului Județean Tulcea pentru documentații de urbanism cu modificările ulterioare. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 13 din a 5-a 2008 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu modificările ulterioare. 19 diverse.
Vă supun în aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cu permisiunea dumneavoastră, v-aș propune să începem cu numărul 15, proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean a domnului Moscu Doru. Dânsul între timp a ocupat funcția de funcționar public, o funcție de funcționar public și este în incompatibilitate. Cine este pentru? Întoarcem la ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 30 aprilie 2013. Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Tulcea pe anul 2013. Domnul Căuț. Comisie. În plenul ședinței cineva are de ridicat o problemă? Domnul Bălan. Domnul președinte, noi am avizat, suntem de acord cu această propunere. Mai mult decât atât, eu am o propunere să ne gândim dacă nu cumva ar trebui modificat bugetul județului, astfel încât niște sume care sunt absolut, vor fi cheltuite inutil anul acesta, să fie direcționate tot către Spitalul Județean. Și mă refer aici la suma de 2 miliarde de lei vechi pentru înfrumusețarea intrărilor în județ și suma de 4 miliarde necesară achiziționării unei șalupe, la care putem renunța anul ăsta. Vor fi probleme la spital și cred că cele 6 miliarde și vreau conducerea județului să se gândească la lucrul ăsta, că această sumă de 6 miliarde să fie redirecționată tot către spital. Mulțumesc. Mai e cineva? Dacă nu mai sunt alte probleme, vă propun aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Se abține cineva? Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre este avizat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea pe anul 2013. Avizat. Deci avizat, dacă sunt probleme. Dacă nu sunt, atunci vă supun aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Să abține cineva? Și proiectul numărul 3 a fost avizat în majoritate, cu majoritate. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice a investiției supraînălțare și refacere infrastructură drum DG222N, kilometru 4, minus 1100. Știți la ce se referă, este drumul de la Tulcea spre Chilia, care a fost afectat de inundații. El, acum trebuie să-l readucem cât de cât în parametre de funcționare. Dacă are avizul. Avizat. Avizat, dacă sunt probleme în plen. Dacă nu, supunem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. În unanimitate a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 148 pe 2011 privind aprobarea proiectului reabilitare și modernizare Spital Județean de Urgență Tulcea. Aici doar se modifică niște indicatori datorită trecere pe anumite sume de la cofinanțare, deci nu se întâmplă nimic, nu se aduc sau să pun bani suplimentari. Dacă avizul. Avizul. Dacă cineva are de ridicat o problemă. Dacă nu, supun aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumim. În unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013 pentru Camera Agricolă Județeană Tulcea. Avizat. Dacă cineva în plen dorește să ia cuvântul?
Dacă nu, vă mulțumim. Trecem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. În unanimitate a fost aprobat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Tulcea și a Clubului Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea. Avizat. Dacă cineva în plen, dacă nu supunem la aprobare, cine este pentru? O secundă, domnul vicepreședinte. Aș dori în plen să ne spuneți ce doriți să faceți după ce preluați aceste clădiri. Deci, având în vedere faptul că ele la ora actuală au o utilitate, noi vom încerca pe cât posibil să păstrăm în continuare obiectul lor de activitate, dar bineînțeles vom deschide și alte activități care să reușească să aducă venituri pentru întreținerea lor. În Casa Albastră, în prima fază, așa cum am discutat și în comisie, vom găzdui 5-6 familii de doctori până când noi vom reuși să punem în funcțiune imobilul din Ile Caragiale. Da? Vă mulțumesc. Vor intra, da? Da. Dacă mai sunt și alte... Da, domnule. Bună activitate? Sigur că da. Clubul sportiv nu are... Poftim? Resursele financiare, de unde vă provenim? Da, nu veneau nici acum de la Casa Albastră. Resursele financiare. Deci ei nu vor primi bani de la noi, clubul sportiv, ei sunt finanțați de Ministerul Tineretului și Sportului în continuare și din sponsorizări. Casa Albastră este doar un obiectiv, un imobil pe care noi îl preluăm și o să-l Activitatea sportivă administrăm nu va fi periclitată. Poftiți? Activitatea sportivă nu va avea... Nu poate fi afectată cu nimic. Situația în care vor fi nevoie de cazări sau de ceva, ei vor avea deschis... Mai aveți ceva de discutat? Vă rugăm să... Asta ca să nu mai discut la diverse. Aș dori să îmi spuneți când înțelegeți să puneți la dispoziție cele 5 camere medicilor care deja sunt în Tulcea sau care urmează să vină. Ducem imobilul și îl aducem, vedem starea care este și îl aducem într-o stare funcțională în eventualitatea că nu este. Deci, oricum, foarte repede, pentru că noi știm că va dura cel puțin 4 luni dincolo la Ile Caragiale. Iar la domnul manager Roșca, lucrurile sunt foarte urgente în ceea ce privește cazarea medicilor. Eu am cunoștință că sunt medici ale căror specialități, cum să vă spun, sunt un dar ceresc pentru Tulcea. Am înțeles că și calitățile profesionale sunt cu totul și cu totul deosebite și mă interesează efectiv ca aceste cadre medicale să primească de îndată spațiu, pentru că unii deja se gândesc să plece. Și v-aș ruga să căutați și să găsiți o posibilitate, cel puțin provizorie, până când le putem asigura la maniera definitivă spațiile necesare locuirii. Suntem în discuții Sperăm și cu primăria. Definitive. Suntem în discuții și cu primăria municipiului Tulcea să putem să le asigurăm provizoriu, așa cum a spus dumneavoastră, celor 5-6 familii de medici care sunt foarte urgențe și care sunt foarte necesari pentru noi. Eu recunosc că săptămânal o să vă sun și o să vă întreb despre această chestiune, că sunt direct interesată ca medicii cu pricina să rămână în Tulcea, iar la unul dintre ei să ajung și eu și să nu mai fac drumuri la București.
Vă mulțumesc. Da, dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, supun la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Deci, acest proiect de hotărâre 8 a fost aprobat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții casă de tip familial pentru copiii cu dizabilități. Noi avem aprobat asta. Da. Avizat, da? Știți că el este aprobat și suma este prinsă în buget, deci acum urmează doar să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Dacă sunt discuții în plen, dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. În unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului Județean Tulcea numărul 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 din 30 aprilie 2013. Avizat. Dacă sunt intervenții în plen, dacă nu supun aprobări, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 11 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 15 din 6.07.2012 prin desemnarea reprezentanților județului Tulcea în adunarea generală și Consiliul de Administrație în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru situații de urgență. Avizat. Avizat, dacă sunt intervenții? Dacă, da. Cine este pentru? Domnul vicepreședinte, o secundă. Vreau să-mi spuneți dacă s-au corectat notele de fundamentare să fie semnate de cei care au dreptul să le semneze. Da? Pentru că am găsit note de fundamentare semnate de domnul administrator public. Dacă există această delegare de competențe către vicepreședinți și către domnul administrator public. Deci eu, din câte știu, toate sunt semnate de către ei. Există o decizie în sensul ăsta, nu din câte știți dumneavoastră. Mulțumesc. Nu pot să vă răspund eu la chestiunea asta, dar decizii în sensul să semneze notele de fundamentare, nu cred că există, pentru faptul că notele de fundamentare sunt semnate în principal de inițiator sau înlocuitorul inițiatorului. Domnul Cabuz ar putea să, dacă știe că sunt note semnate de altcineva, eu nu știu. Da, a fost semnat inițial de administrator, am revenit și s-au semnat de către președinte. A fost o disfuncțiune. Cred că o disfuncțiune, da. Bine, vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. În unanimitate a trecut și acest proiect de hotărâre. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului implementarea sistemului integrate de e-tax, e-payments și e-guvernare, precum și a asigurării conexiunilor la broadband pentru comunele din partea de nord al județului Tulcea. Avizat, dar aici am rugăminte. Acest tip de proiect vizează ca și obligație asocierea unor 14 comune cu Consiliul Județean pentru realizarea acestei aplicații electronice care vizează Registrul Agricol Electronic și aplicațiile pentru buget, taxe, resurse umane, urbanism și așa mai departe. Urmând a exista... Îl explic acum. Urmând a se face interconexiuni între Consiliul Județean și celelalte comune. Aici am rugăminte la dumneavoastră. În ceea ce privește asocierea la acest prim proiect, a existat avizul și aprobarea la toate comunele, mai puțin IC Brătianu.
Aici, în Brătianu, este și o situație particulară, în sensul că nu se reușește să se adopte hotărâri din cauza neparticipării a unui număr suficient de consilier pentru a se lua o hotărâre legală. Și în acest sens am fost obligat, și acum vreau să și vă anunț pe dumneavoastră, să înlocuim Comuna Brătianu cu orașul Sulina. Eu am luat legătura în dimineața asta cu primarul și cu secretarul. Ei vin să semneze acordul de parteneriat și îmi parvine luni și hotărârea de asociere a Consiliului Local. Dar nu înseamnă că Brătianu lăsăm pe din afară? Brătianu nu participă. Primarul, am avut 3 discuții ieri, așa. Inițial mi-a promis până în ultima clipă că vine cu cineva cu puternicire. Ieri nu, ar trebui să facem apel aici, pentru că ceea ce vă spune acum domnul Cabuz este o chestiune pur tehnică care ține de noi, cei din angrenați în activitate politică. Acolo, din punct de vedere politic, ei nu se înțeleg pe proiectele care se pun în discuție și atunci, pe diverse motive, nu participă la ședință sau nu votează. În ultimul timp, acum cel mai nou, nu participă. În ideea că va fi suspendat Consiliul Local și că vor declanșa alegeri... Domnul secretar, Valea Teiilor a transmis? Da. Deci, domnul vicepreședinte, deci Ice Brătianu nu funcționează și nu Valea Teiilor, așa cum spune domnul prefect. Ceea ce spuneți dumneavoastră este o chestiune de ziar care se referă la cu totul și cu totul altă. Acum, nu, n-am făcut confuzii niciune, domnul prefect se referă la Valea Teiilor, are altă. Adică nu spuneți că domnul prefect că nu știe exact despre ce comună este vorba, da? Știe sigur. Nu, pe mine m-a interesat cine a trimis. Și uite că Valea Teiilor funcționează și a trimis așa. Adică se întrunesc. Valea Teiilor, vorba de Brăteanu. Deci, cum să revin? Deci, chiar că n-am vrut să spune că nu este o soluție că o schimbăm acum cu altă comună, cu altă localitate, că schimbăm cu orașul prima. Ea trebuie neapărat să intre și ea, mai ea, de vreme sau mai târziu, una din cele trei echipe. Și atunci va trebui să căutăm înțelepciunea în colaboratorii noștri de la locale să participe la această ședință și să analizeze, fie că își dau negativ sau favorabil votul, dar trebuie să participe neapărat. În relativilor, sunt și alte probleme, domnul consilier. De asta s-a căzut de acord, s-a votat, a fost un singur punct pe ordinea de zi și când s-a făcut apel la toate formațiunile politice de acolo, treaba a mers ok. Sunt și alte probleme. Domnul prefect chiar știe ce spune, că nu e vorba numai de semnarea acestui acord. Dar probabil se vor rezolva în timp. Da, domnul. Vreau să vă rog să vorbiți cu domnul primar de la Brătianu. Situația nu e așa spectaculoasă cum pare. Pune ședințele, de obicei, miercurea, la o oră, undeva în jurul prânzului, iar acolo, toată lumea știe, toți lucrează în Galați. Toți lucrează în Galați. Este foarte greu să-și ia liber de la servici, mai ales că sunt anunțați doar cu 24 de ore înainte. Poate e o problemă de comunicare sau de... Mă rog, nu mai contează. Deci nu e așa spectacol. Poate omul nu poate să vină din cauza serviciului, mă scuzați, mai ales că nu știe cu câteva zile înainte. Asta e tot. Am reținut. Poate nu e așa o mare reavoință, asta am vrut să vă spun. Am înțeles. Cunosc foarte bine cazul și de asta, mă scuzați, de asta. Cum comunica și această propunere a dumneavoastră? Revin. Este, dacă astăzi nu este semnat acordul de parteneriat, luni, este ziua de depunere a proiectelor. V-am spus, eu am vorbit cu primarul ieri la ora 2. Mi-a promis că dă o puternicire pentru o persoană în cadrul primăriei să semneze. Azi dimineață am dat telefon din nou la primărie și mi s-a spus că n-a comunicat în niciun fel această decizie și că nu au, cum să vă spun eu, capacitatea să angajeze comuna în asemenea proiect, dat fiind situația de care pomeneați.
Deci dacă... Dar îl las... nu era prinsă nicăieri? Nu, păi tocmai de asta. Păi tocmai de asta am și... Că nu puteam să permit să pun o comună în același tip de proiecte. Bun, situația asta? Da. Deci cine mai are comentarii pe urmă? Dacă nu, atunci supunem aprobării. Cine este pentru? Cu amendamentul adus de domnul Cabus. Da. Vă mulțumim. Unanimitatea a fost aprobat. Deci, proiect de hotărâre numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sierra 1, implementare la nivelul județean Tulcea a sistemului informatic integrat, registru agricol electronic, care este același lucru. Avizat. Este avizat. Dacă aveți comentarii în plen, dacă nu, supun la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? În unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sierra 2, implementare la nivel județului Tulcea a sistemului informatic integrat registru agricol electronic. Dacă în plen sunt intervenții, dacă nu, supun la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. În unanimitate a trecut și acest proiect de hotărâre numărul 14. Proiect de hotărâre numărul 16. Privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 15 din a 5-a 2008, privind constituirea Comisiei pentru verificarea și avizarea documentațiilor privind stabilirea și evaluarea terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat la data înființărilor, cu modificările ulterioare. Avizat. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Unanimitatea a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 17, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 105, în 2009, pentru aprobarea componenții Comisiei Tehnice de Urbanism și amenajarea teritoriului, emitentă a avizului unic al Consiliului Județean Tulcea pentru documentații de urbanism cu modificările ulterioare. Avizat. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu, vă mulțumim. Avizat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Tulcea numărul 13 din a 5-a 2008, privind aprobarea componenții nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu modificările ulterioare. Domnul Căbuz? Avizat. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supunem la aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu, vă mulțumim. Unanimitatea a fost aprobată. Și un ultimul punct, diverse, dacă cineva are de... Domnul Bălan. Mulțumesc, domnul președinte. Am două chestiuni de ridicat la punctul diverse. Una se referă la contractul de asociere pe care noi l-am încheiat cu Consiliul Local Babadag în septembrie anul trecut. Am mai avut o intervenție în acest sens în plenul Consiliului și domnul președinte ne-a asigurat atunci că noi o să avem un control asupra lucrărilor care se execută, dat fiind faptul că participăm cu 15 miliarde de lei vechi în această asociere. Doamna director economic a confirmat că am virat deja 5 miliarde acolo. V-am întrebat eu la o ședință și a spus că în 2012 virăm 5 miliarde. Deci nu s-a grăbit niciun bani. Deși era obligația... Deci nu s-a grăbit niciun bani, care s-a grăbit să întreb. Deci nu s-a grăbit niciun bani, din care este, aveam fază de licitație, să știți că nu sunt prea mulți interesați de care discuția care am avut ieri cu primarul, am zis că
Vă mulțumesc pentru răspuns. A doua chestiune se referă la persoanele cu handicap psihic din instituționalizați în județul Tulcea. Există un ordin al Ministrului Sănătății din martie anul acesta, prin care nu se mai decontează medicamentele pentru tratament eliberate pe rețete date de medicul specialist. Și voiam să întreb dacă există probleme în sensul ăsta în căminele spital ale județului și dacă există vreo cale de rezolvare, este și în interesul bolnavilor, bineînțeles, dar și în interesul celor care lucrează acolo. Avem aici... Da, păi tocmai, că am văzut că e domnul director și așteptam să-mi răspundă. Mulțumesc. Sunt mulțumit de răspuns. Am rugăminte la conducerea executivă a Consiliului Județean. Puteți adresa o interpelare doamnei directoare de la Casa de Asigurări de Sănătate să ne dea un răspuns în câteva zile cu privire la subiectul ăsta? Cum vede dumneavoastră rezolvarea problemelor? Pentru că nu e vorba, așa cum a spus domnul director, numai de copii și de adulții instituționalizați, ci de foarte mulți care nu sunt instituționalizați, adică stau cu familie. Dacă domnul Roșca aveți cumva posibilitate să interveniți? Și comisie, limitarea numărului de consultații pe timp acordat bolnavului, reduce numărul de bolnavi care pot să beneficieze de consultații și de prescripție. Uneori, consultațiile depășesc numărul admis. Deci, răspuneam pe neurologie la politica din spital, nu se pot da decât 6 consultații. Atâta este relația de casă. Ce se dă în plus, nu se plătește de pe casă. Dar se acordă și rețete. Și aceste rețete trebuie plătite de medic, dacă în plus față de contractul cu casa. De discuțiile avute cu doamna Vasile, a reușit că s-au luat legătura împreună cu prefectura, cu ministerul și că ministerul împreună cu asociația pacienților, era vorba de psihiatrie, urmează să ia o hotărâre să permită
medicilor de familie, dacă nu am văzut, avem o procedură de care să prescrie aceste rețete, ca medicii specialiști, când sunt în Turcia pe psihiatrie, nu va să acopere numărul de bolnavi care se crește, dar rămâne fără tratament. Și dacă rămân fără tratament, costul cu ei crește și mai mult. De duce în spital, unde e spital, iar nu avem voie să avem mai mult decât vede în relație cu casa, iar ține bolnavi care nu vor să fie plătiți, iar bolnavii te compensați, pentru că e mult mai mult decât bolnavii care și-au tratament în mod curent și nu mai ajută. Deci problema este cunoscută. Da, doamna Vasile a zis că lucrează la limita legii, exact cum a spus domnul director, la limita legii. Că le permite medicilor să fie o limită mai mare de rețete, că răspunde ales. Dacă nu permiteți. Iarăși o mare problemă. Noi am renunțat în discuțiile cu doamna director la ideea eliminării acestor rețete de către medicile familiei. Pentru că sunt tratamente medicamente pe regim special. Da. Și pentru a respecta unul regim, încălcăm alte 4-5 legi. Iar lucrul acesta nu este cu putință. Deci, soluția nu este aceasta. E un alt plan care nu este pe regim. Și dacă știți-o la noi, aplicație și... Domnul, deci întrebarea e simplă. Se eliberează rețete pentru bolnavii neuropsihici? Se primesc medicamente de arhivă la farmacii? Asta întrebați-o pe doamna director. Păi e foarte simplu. Și să ne răspundă, că nu-i greu. Se eliberează rețete, dar nu mai fost 6-11 consumiată. Hai, răspundeți simplu și... În condițiile în care sunt în jur la 60-70 de persoane zilnic care au murit. Trebuie să fie rezolvată situația, de aia trebuie rezolvată legislativ. Deci, trebuie confruntă eroarea, greșeală care s-a făcut la punctul apariției de ordinul legii. Deci numai de lege, nu poți o fiva pe care nu de rețetă. Dincolo de cele 6-8 ani, le puse libereze. Dacă mai sunt alte interne. Domnul președinte, retragerea punctului 4 de pe ordinea de zi, puteți face un comentariu legat de mai mult? Vă rog, dacă e posibil. Ce puteți să faceți comentariu? Nu, dacă. Care este motivul retragerii? Pentru că era un punct foarte important. Răspunsul pe care l-am primit și noi la RAS, a dorit de fapt este dat și în presă, cei de la RAS l-au retrat și ei, pe motive pur tehnice, având în vedere că noi am stabilit anumite localități, între timp Brăila au emis pe un alt număr de localități și ca să nu intrăm să emitem fiecare hotărâri ca ele să nu poată fi concretizate într-o înscriere la registru, atunci am zis să mai avem o întâlnire, să cădem de acord asupra statutului din nou și a numărului de localități ce vor fi participante în această asociere, după care vom da curs. Deci nu este o retragere de nu știu ce motive. Ea sigur se va întâmpla, ea sigur probabil va funcționa în continuare, dar acum așteptăm niște lămuriri de la... Întâlnire la premieră? Da. Da. Deci s-au retras, și-au retras după ordinea de zi. Da? Pentru tot lămuriri vis-a-vis de numărul de comuni care vor intra în această asociere. Bine, vă mulțumesc. Tot strict tehnic pe acest subiect. Ia spuneți, domnule. Vă rog să aveți în vedere la viitoarele negocieri și faptul că noi avem singurul aeroport din zonă. Și până o să se facă aeroportul ăla zonal la care visează Brăila și Galațiu, ar fi frumos din partea lor să participăm toți, toate cele trei județe, la finanțarea aeroportului care deja există. Asta este propunerea mea, se va găsi și un cadru legal pentru asta, fiecare să vină cu câte... Dacă mi-aduc aminte, câte dumneavoastră... o treime din cheltuielile pe care le-a aeroportul, adică și Brăila și Galațiu aminte, să beneficieze, domnule, bineînțeles, de acest aeroport. Domnul Bolan, vă răspund acum. Dacă mi-aduc aminte, erați în sală la Brăila când eu am ridicat această problemă în discuțiile cu Brăila și Galațiu. Vă aduceți aminte când dânsii au spus că au în cap să facă pe lângă celelalte două proiecte mari, podul și drumul expres, vreau și un aeroport. Și atunci, dacă erați în sală, am spus că, domnule, n-are rost să mai băgați bani pentru un aeroport, pentru că dacă facem podul, faceți 45 de minute până la aeroportul de la Tulcea. Și atunci, haideți să facem un efort comun și să punem bani cu toții la aeroportul de la... Dar uite, doamna Caraman,
care știe la fel de bine ca și mine, știe sigur că nu va pune nimeni bani și nu va pune nici... Deci, în cel mai scurt timp, Uniunea Europeană a dat o directivă care nu va permite finanțări. Lucrurile se complică foarte mult. A trebuit să stabilim mai întâi statutul acestui aeroport, dacă este de interes. Mai bine să punem bani la port. Da. Da, deci dacă se va pune problema să mai facă încă un aeroport, va fi sigur la Tulcea. Da. Dacă mai are cineva... Vreți să interveniți, doamna Caraman? Un dotare și vrea să are interesul să funcționeze cum este aeroportul, atunci finanțează fața serviciu ca interes, ca serviciu de interes general. Noi avem patrimoniul, noi am scos hotărâre că finanțăm, că ne interesează să funcționeze cele două județe în alte mii legal, să plătească aeroportul, să financeze acest aeroport, doar dacă se schimbă ordonanța 91, să dea compensație. O societate. După asociere se poate face o societate care să administreze patrimoniul ăla, nu e? Tot la Casa Albastră și la Clubul Danubiu, Consiliul Județean a luat în calcul sau poate lua în calcul o formulă prin care să-i ajute în dezvoltarea bazei de la Somova, acolo unde suprafața de antrenament este mult mai mare decât la Lacul Ciuperca pentru canoe, a căror rezultate le cunoaștem foarte bine la sportivii turceni. Nu am înțeles legătura dacă... Consiliul Județean poate lua în calcul o formulă de sprijin în dezvoltarea bazei sportive de la Somova, a clubului Danubiu. Nu avem legături. Știu că e făcut umbilicale cu ei. În sensul ăsta. Nu, deci nu... Nu se poate. N-am luat în calcul pentru că legal deocamdată nu... Se poate lua în calcul, e făcut demersul în sensul ăsta. Nu. Au acolo bază care intenționează să o dezvolte. Deci depinde în patrimoniul cui este, al Mineretul, Tineretului și Sportului, al Comunei Somova, nu știu exact ce statut are acea asociație, deci cine o are în patrimoniu, ăla trebuie să și investească. Da, deci nu sunt demersuri în sensul ăsta făcut de ei. Strict în legătură cu hotărârea, de fapt, acum, ea vizează numai o problemă de ordin patrimonial. Luăm un imobil pe care îl administrăm. N-are nicio legătură cu activitatea în sine sportivă, aia este specifică Federației și Ministerului Sportului. Cu celălalt proiect de hotărâre care s-a amânat, am discutat cu domnul vicepreședinte, în forma în care s-a prezentat de la Brăila, el are clar, nu aparent, o finalitate de realizare unei aglomerări urbane. Ea vizează strict orașul Galați, Brăila și orașul Măcin. Acum, o opinie absolut particulară. Orice asociere de acest gen, chiar cu un număr limitat de comune, face ca, din punct de vedere economic și social, să se ducă această zonă economică spre zona Brăila-Galați. Din punctul meu de vedere, depășesc cadrul legat de stricta competență pe care am căpătat-o la ultima ședință, este că o asociere de genul ăsta se poate face numai la nivel de județ, ca să fie în beneficiu și a județului Tulcea. Dacă îmi permiteți, pe strada Bunavestire, intersecție cu strada Victoriei, există o clădire care, încât am înțeles, este în administrarea Consiliului Județean. Ea, în momentul de față, se află în paragină, gardul este căzut, au început să se adune tot felul de nevoiași acolo, stau peste noapte, scandal. Vreau să știu ce are de gând să facă Consiliul Județean. Am dispus demolarea și cred că v-am informat și în ședința trecută, dacă rețin eu bine. Domnul director Nicu Mihai are în vedere, deja a contactat, am înțeles, agenții economici care să facă aceasta. Vă rog, domnul Nicu. Să se vede problema
interior, a fost fi obiectiv. Codemolăm, după aceea hotărâm, Consiliul de Țară codemolăm? Care e ordinea? Deci noi am obținut pe autorizație de votare și la voastră ne înțelegem, mă rog, întrebați pe dumneavoastră puțin, fiind de acum nu știu dacă există proiect de hotărâre semnat, avizat de către noi consilierii, dar în discuția dumneavoastră a fost pus odată cu, a mai fost ridicată această problemă și de către domnul primar Hogea. Și eu știu că domnul președinte în ședința anterioară a ridicat această problemă când a vorbit și despre clădirea după Frumoasei. A spus că avem acolo o problemă mare pe Victorie și că trebuie să o demolăm. Acum nu știu dacă am și inițiat proiect de hotărâre în acest sens, dar discuțiile s-au demarat pentru că acolo chiar este un focar de infecție și un pericol eminent să cadă peste cei care se adăpostesc noaptea acolo. Deci să luăm actul în cabus, să vedem dacă există act, mă rog, hotărâre, dacă nu se emite urgent. Trebuie inițiat pentru că clădirea aceea este în inventarul domeniului public sau privat și ca să poți să faci un act material, trebuie să ai o aprobare înainte. Care se oferă strict de... O direcție, doamne. O direcție, o poftinie și la direcție, nici măcar serviciu, dar nu poate... Nu știe? Cum să nu știe? Deci, doamna consilieră, domnule, vedeți. Vă rog. Serviciul care să inițieze această problemă este serviciul care atunci, domnul secretar, domeniul public și privat al domeniului, care nu este în subordinea mea. Probabil că nu a fost o funcționare între noi, dar eu mi-am scos autorizația urmând ca cei de la domeniul să facă și cu aceea trecem la domnare. Deci nu, acest serviciu nu a fost formulare. Dar sunteți culpați. Dacă ați scos autorizația, trebuia să vedeți mai întâi dacă există o hotărâre a Consiliului Județean. Scurt. Domnule, vorbim de existența autorizației de construcție. Nu mutați subiectul. Adică rămâneți consistenți pe chestiunile care se discută. Că în România suntem obișnuiți să discutăm de maniera asta și nu rezolvăm nimic. Eu vă spun că 1 și cu 1 fac 2 și dumneavoastră îmi spuneți că 2 și cu 2 fac 4. Da. Să vă propunere și propunit că în cel mai scurt timp, dacă vă așteptați să avem bine să trebuie să avem o așa extraordinară, prima ocazie vă introduc în lor, dacă sunt în crize de casa albastră să nu demorăm fără să știu. Sunt o confuzie. Da. Nici nu ne vorbim de probleme. Vă rog. Care simt, vădă și atunci. Acum ai scutat de intervenții. Din câte știu eu, domnul vicepreședinte, zic, din câte știu eu, Galațiu și Brăila nu vor obține autorizare de aeroport pentru că legea nu le permite, sunt prea multe aeroporturi civile în zonă. Și atunci se pare, e neoficial, că au luat hotărârea să-l facă gen cargo. Cargo, pe marfă. Pentru că vor neapărat să-l facă. Ca să-l facă cu astfel de destinație, au nevoie de foarte mulți oameni care locuiesc în jur. Pentru aprovizionare. Asta înseamnă că au nevoie de foarte multe comune și localități. Pe lângă cele două orașe. V-aș sfătui să fiți foarte atenți când semnați acea asociere, pentru că s-ar putea să fie doar o colaborare pe termen din ăștia. Asta e tot ce pot să vă spun. Bineînțeles, o părere personală. Domnul consilier, trebuie să fim foarte atenți când votăm acea asociere, nu să fie dânsi atenți, pentru că noi hotărâm aici. Doar atât v-am spus, că asta este o informație strict personală, care vă pot oferi ca să știm despre ce e vorba toți. Dacă mai zice
vă întreb de drumul Valea Teilor Nicolițări, dacă aveți luat în calcul sau știu, pe viitor, să faceți ceva investiții acolo. Două zile sau trei zile, vă pot spune, dar e bine să așteptăm totuși verdictul final, că domnul vicepremier Ramnea a promis că ne finanțează această investiție, pe care noi o avem investiții, acest proiect de reabilitare, pe care noi o avem prin stat. Dacă mai există altă intervenție. Dacă îmi permiteți, în ultima perioadă știm că au existat acțiuni de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în diverse județe, controle care au vizat comisiile de evaluare ale persoanelor cu handicap și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Întrebarea mea este, la Tulcea a fost acest control? Dacă da, care este rezultatul controlului? Mulțumesc! Dar mai scurt, vă rog, și cele constatate atunci au fost reconstatate la ultimul control. Nu existau modificări. Dacă există o întrebare specifică. Ce privește serviciul de evaluare complexă? Ce privește acest serviciu, singurul neajuns este faptul că lipsește un medic angajat al serviciului în permanență, chiar și în momentul de față, și nu numai la momentul penultimului control al serviciului, existau posturile scoase la complex. Noi suntem în permanentă căutare de medic, am și făcut demersuri acum ceva vreme în urmă, acum 2-3 ani de zile, să transformăm posturile de funcționar public pe care trebuia să angajăm postul personal contractual, astfel încât să putem lucra pe convenții civile. Din păcate, și dacă s-ar putea și există posibilitatea de sprijin din partea Consiliului Județean și Capitalului Județean Tulcea să ne ajute cu îndrumarea unor medici și specialiști către această comisie, fiind din anume de mersurile acestea, a făcut un neîmparat. În rest, comisia are, acest serviciu de evaluare complexă, are doi specialiști pe profil, psihologie, asistență socială, avem și jurist. Din păcate, nu avem. Ne folosim de medicul de la comisia pentru minori, ceea ce nu este. Atunci când situația chiar o impune. Ceea ce este normal. Dar, repet, și la momentul de față sunt publicate... Nu mai repetați, am înțeles că s-a zis acest lucru. Deci, mai mult decât să căutăm peste tot ce am face. Noi am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Am înțeles.
vreau să știu rezultatul acestui control, mai ales că ieri am fost întrebată de Europa FM care este situația la Tulcea. Nu eram eu totuși în măsură să dau acest răspuns, am fost întrebată și în calitate de consilier județean, era normal să pun această întrebare directorului din... Nu, nu, nu. Este vorba de un comunicat al doamnei ministru. E vina dumneavoastră că nu-i convingeți. Foarte pas, ceea ce întrebarea a rămas. Bun. Dacă altcineva mai are... Nu că recuperează pe de retembre, ia concluzia. Da. Dacă mai există cineva, totuși... Să mai stăm? E bine! Începem discuția cu totul.